Acum o să fie greu să trec la cântecul ăsta, ultimul din seara asta. Este partea a doua de la acela cu Patria. Dacă o știți, l-am mai cântat eu. Asta se numește Sunt mândru că-s român. Vă rog frumos să aveți răbdare cu mine, pentru că, pe bune, chiar azi dimineața am făcut versurile, acum vreo câteva luni, dar melodia cu câteva ore. Din două mai a venit pre lume prima oară, eram în țară de surori și frați. Acum două milenii bună oară, nu aveam mamă, dar aveam doi tați. Și unul era Decebal cel harnic, iar celălalt era Traian cel drept. M-au educat de mic să fiu paharnic, dar ca să promovez mi-au zis să aștept. M-au educat de mic să fiu paharnic, dar că să promovez mi-au zis să aștept. Eram un tânăr pașnic, cum se zice, dar într-o zi, pe baciul cel muntean, l-am transformat pe tată în arșice, mi se spunea și baciul ungurean. Și cum n-am fost dotat cu o mămică, când mă gândesc genunchii mi se-nmoaie, mi-a dat să suc o creatură mică, m-a adoptase prin un slas o oaie. Mi-a dat să suc o creatură mică, m-a adoptase prin un slas o oaie. Târziu și bun la suflet tare, am luat o bucățică dintr-un fac, am mers la specialistul în topoare și mi-am făcut pe dată un baltac. Și cum vecinul meu avea mioare și nimeni, dar nimeni nu era mai bun ca el, m-am dus ca să-l întreb cam câte are și i-am băgat baltacul în cerebel. M-am dus ca să-l întreb cam câte are și am băgat baltacul în cerebel. Și pentru că îmi doream și pomenire, mi-am angajat zidarii cei mai cei, ca să-mi construiesc o mănăstire, că nu era în zonă decât trei. Și în loc de fier beton mi-am pus nevasta, plângea săraca, însă asta e. Și-am devenit celebru și cu asta, mă mir că nu s-a dat la Pro TV. Am devenit un celebru și cu asta, mă mir că nu s-a dat la putere. Asta era refrenul. Ce vremuri mai erau odinioară, când viața valora doi pui de lei, puși în chimir în sân la subțioară și reușeai ca să trăiești cu ei. Astăzi Traian pe daci nu-i mai omoară, astăzi Traian se bate cu baroni și de te uiți la viață într-o doară, la cursul zilei e doi pui de roni. N-am găsat de roni. E doi pui de roni. Cum spuneam, l-am făcut azi dimineață, la ultima strofă nu m-am hotărât, dar pentru seara asta sună cam așa. Și după cum spuneam și la început, sunt mândru că-s român, cu așa un tată. Sunt mândru că-s român! Și cam atât. Ce pușca și cu răua mea cealaltă.